Salutare și bine v-am găsit! Azi o să vă prezint noua platformă lansată în urmă cu 24 de ore. Se cheamă Chat Crypto. Va avea un token intern. Nu o să intră în prea multe amănunte. Puteți să citiți această informație pe platformă. Este foarte interesantă. Așa mare câteva explicații. Deci, prima rundă. Prețul unui token care are prescurtarea aceasta, CCAID, este de 0,0005. Da? Se pune la vânzare 4,8 miliarde de asemenea token. În runda a doua, prețul îi se va dubla. Deci, același token va costa un 0,001. Dollar. Aceste prime două runde sunt private, da? Runda a treia va fi o prelansare publică, da? Și se va poate cumpăra un uh, token cu o sumă de 0.002 dolari și să scoată la vânzare 3.84 miliarde. Ultima rundă, unde se va vinde 3,2 miliarde, prețul va fi de 0,004 dolari. Pentru prelansare minim 50 de dolari, da? Și prețul uh, listat este de 0,01 dolari. Ok. Ce vreau să mai vă arăt? O să vedem. Asta ca să nu în video. Aici, totalul sau acel supply de token este de 32 de miliarde. Se acceptă schimbul în USDT prin rețeaua TRC20, BNB și BUSD. Partea interesantă este că, dacă vă grăbiți, bineînțeles, aveți la dispoziție încă 39 de zile. La înregistrare veți primi 1600 de asemenea token, da? CC aid Cum procedați? Dați clic înregistrare aici. Ok, așa arată contul. Aici se va activa până la 1600 de token. Bun, mai aveți un pas de urmat ca să fie tot ok. Vedeți aici apare timpul care a mai rămas până se vor distribui acest token. Bineînțeles, dacă aveți prietenii, puteți anunța și pe ei. Puteți folosi un link care vi-l oferă, ceva de genul acesta și mai primiți token în plus. Da? Dacă nu, rămâneți cu ce aveți și așteptăm cele 39 de zile în cazul acesta. Mă rog, și câteva ore. Deci, al doilea pas care e foarte important e să ne adăugăm la wallet nostru de Metamax pentru că este un contract sau un smart contract de Binance Smart Chain. Va trebui să adăugăm adresa acestui contract la wallet nostru. Cum procedăm? Dăm click aici. Ne va trimite pe acest blockchain, BSC Scan. Va trebui să copiem această adresă. Vedeți, aici apare denumirea tokenului, chat crypto. Mergeți la wallet-ul vostru. În cazul acesta este vorba de etamax. Trebuie să aveți selectată rețeaua Binance Smart Chain. Dacă aveți mai mult token, coborâți mai jos până veți da de Import token, da? Eu deja l-am. Haideți să-l retrag de aici, de pe wallet. Ce să-l adaug din nou, da? Import token. Custom Token, adăugăm adresa, va trebui să apară prescurtarea tokenului, cc cele 18 decimale, exact cum este în contract, le vedem aici, și adăugare token. Import token, ieșim de aici. și automat îl vom găsi în valetul Metamax. Ok. Deci, știți și cum se poate importa un token. Să mă întorc din nou pe platformă. Iar aici aveți toată informația necesară, inclusiv cele patru runde, au un uh, chat de Telegram foarte activ. Aici e suportul, un grup de Telegram unde răspunde cei de la suport. Bineînțeles, îi puteți urmări pe Twitter, asta dacă vreți. Iar mai jos veți vedea în timp real cei care se înregistrează și de unde sau din ce țări se înregistrează, ok? Bun. Cam atât de moment. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să dați un like, să distribuiți acest tutorial dacă v-a plăcut. La revedere.